Piața din orașul Bumbeștijiu va fi conform normelor europene, cu toate utilitățile necesare, încălzit cu toalete și vestiare moderne, dar și cu posibilitatea ca vânzătorii să își depoziteze marfa la subsolul pieței. Pot să vă anunț cu satisfacție că am făcut împreună cu colegii mei din administrație, colegii din Consiliul Local care au răspuns foarte repede și destul de prompt la o oportunitate care s-a evit pe piața noastră. Noi avem la momentul acesta o piață, o, zicem, o improvizație a unei piețe săptămânale. Da, se desfășoară activitate mai mult în weekend acolo, sâmbătă și duminica. Dar s-a evit o oportunitate, așa cum vă spuneam, și zilele trecute am achiziționat un spațiu care se pretează și se pliază foarte bine pe această activitate. Primarul orașului Bumbeștijiu, Constantin Bobaru, spune că piața veche agroalimentară nu mai corespunde cerințelor, așa că a decis că este nevoie de una nouă. Spațiul va fi compartimentat pentru fiecare sector în parte. Vreau ca de sărbători să schimbăm locația acestei piețe, care acum funcționează, așa cum spuneam, în locația aceea improvizată, care nu are până la urmă condițiile necesare pentru a desfășura o astfel de activitate acolo, deci, piață, în acest spațiu închis, cu căldură, cu apă curentă, cu utilități necesare, cu spații corespunzătoare pentru a desfășura activități comerciale în acea zonă, doar cu destinația de piața agroalimentară, de nu se pot vinde decât produse agroalimentare, va avea un sector destinat pentru producătorii agricoli din zonă și din zonele limitrofe, produse lactate, carne, pește și produse din carne. Comercianții sunt încântați de noile condiții pe care le vor avea din luna decembrie. Ce părere aveți? E o părere, e bine, e foarte bine. E un lucru bun. E căldură iarna, e altceva. Nu vă îngheață produsele? Nu îngheață produsele și altfel. Nu înghețați nici dumneavoastră? Noi, da, așa este. E bine. Dacă reușește să o facă, e bine. De sărbători vrea să fie gata. Să dea Dumnezeu să fie gata. Ce aveți la vânzare? Ce vindeți? Brânză, lapte, ce avem acasă. Sunt și comercianți care se gândesc că odată cu mutarea în noul spațiu vor crește și taxele, iar ei nu își permit deoarece vânzarea nu merge. Avem o părere bună, dar să vedem ce taxă ne-o pune, că cum vindem noi aici, vindem de 100 de lei, de 10 lei și ne pune să plătim atâta, nu mai venim degeaba. Nu e convenabil. Păi nu e convenabil, că ne-o pune niște taxe aici, era mai bine, în zi de săptămână nu aveam deloc taxă, dar duminica ne dă la toți să care... Nu știu, vedem. Da, nu prea merge vânzarea. Nu merge. Nu merge vânzarea deloc, dacă nici fructe pe sezonul ăsta nu se vând. Autoritățile locale vor să facă și un târg săptămânal, tot pentru a veni în sprijinul celor care vând cereale, animale și păsări pe marginea drumului.